securitate, dar și din cauza faptului că peluza din dreapta a stadionului Giulești este complet închisă, dar și pentru că din Giulești cu Andrei, Goian, Rădoi, Badea, Boștină, Nicoliță, Petre Marin, Tereo, Paraschiv, Stancu și Elton, 11-le de început al formației antrenate de Cosmin Loroiu. Suporterii Rapidului au pregătit un spectacol cu totul special pentru meciul din această seară. Steaua vine din nou în Giulești la exact un an după meciul din sferturile de finală ale Cupei UEFA. Anul trecut a fost 1-1. Găzduite de stadionul, mai multe primite de Rapid față de Steaua. Același număr de succese, același număr de egaluri, același număr de goluri. O poziționare complet greșită a defensivei Rapidului. Mingea a fost respinsă de portarul Dănuț Coman. A șutat Stancu. Coman a respins. Luboș Michel s-a uitat la arbitrul asistent și arată centrul terenului. Este 1-0 pentru Steaua la primul șut pe spațiul porții. Iată reluarea. Nu este offside. Nu este offside în momentul șutului trimis de Stelian Stancu. A respins Coman din 6 metri, dar mingea a revenit exact la atacantul francez. Vedem că o cameră aflată în spatele porții, exact în vincul, a trimis apoi. Nicio șansă pentru portarul Rapidului, care are meritul de a fi scos primul șut acesta. Iată reluarea. Mingea depășește întregul grup de jucători. Vine șutul lui Costin Lazar, n-a fost reușit, trece mingea printre toți jucătorii, nu era offside. Vali Badea a marcat în campionatul trecut 8 goluri pentru Vaslui, 5 în meciurile cu Steaua, Dinamo și Rapid. În poarta Stelei a marcat chiar 2 goluri, iată-l înscriind acum și în poarta Rapidului pentru echipa din Ghegea. Este 2-1 pentru formația lui Cosmin Loroiu din minutul 57, cu poarta goală Badea înscrie din nou. Pentru Steaua, da, a fost o minge deviată de Rada, a ieșit apoi din poartă în afara careului Coman. Pe teren de Răzvan Lucescu în urmă cu doar câteva minute. Iată, el este cel care trimite spre poarta lui Andrei, respinge apoi Stancu. Urmează o nouă centrare a lui Săpunaru, foarfeca lui Viorel Moldovan și mingea deviată de Zicu de la 3 metri, poate și mai puțin, de poartă. O discuție între arbitrul, al patrulea arbitru și Luboș Michel, 2-2 în Giulești. Cred că este unul dintre cele mai frumoase meciuri Rapid Steaua din ultimii ani. 4 goluri până acum și mai avem mult până la final. Cu o cameră aflată pe partea opusă, încă o dată. Acesta este momentul. Nu este offside pentru că e un jucător al Stelei căzut pe gazon aici în plan apropiat. Steaua, minutul 85. Coman a ezitat intrarea decisivă, Badea a așteptat, n-a avut cu cine juca, a trimis la bătaie, mingea a fost deviată și ochi roșii, cred că este cel care a trimis balonul în poarta Rapidului. Da, ochi roșii, înscrie al 3-lea gol pentru Steaua. 3-2, Steaua Rapid aici în Giulești, scapă din nou Badea de apărarea avansată a Rapidului. Reușește să reziste atacului lui Coman. În fața sa era Maftei, trimite tare în fața porții.